Iată, deja se rambursase o sumă de 4 miliarde de lei, spunea Florin Câțu. Insist pe faptul că este și sectorul privat foarte afectat și intrăm acum în legătură directă cu Mirela Bucovician. Este un antreprenor cu 30 de ani de experiență în domeniu. Bună seara deja, Mirela. Mulțumesc pentru că ești cu noi. Vă mulțumesc pentru invitație. Tu ai aceste conferințe, aceste discuții cu diferiți antreprenori din diferite zone, tocmai pentru a încerca să faceți un schimb de experiență și să vedeți cum puteți să depășiți acest moment critic pe care îl traversăm cu toții. Care sunt scenariile de viitor în acest moment și care este starea de spirit a antreprenorilor? Starea de spirit a celor care fac parte din comunitatea aceasta pe care noi am creat-o, suntem deja la 23-a zi de live-uri zilnice, este una pozitivă, pentru că toți cei care fac parte din grupul nostru sunt antreprenori care înțeleg că trebuie să se miște foarte repede, că nu este timp să intre nici în panică, nici în depresie și că dacă vor să fie în continuare la linia de start atunci când economia va începe să funcționeze și pentru noi, e bine să fim pregătiți. Deci noi suntem pozitivi. Asta nu înseamnă că nu ne punem întrebări. Noi avem, spre exemplu, 4 direcții de business, dintre care doar 2 funcționează și alea destul de șchiopătat. Dar de asta ne întâlnim în fiecare zi și discutăm soluții. Fiecare invitat din grupul nostru și spune problemele, discutăm business-ul lui din toate zonele, vorbesc aici despre profesii liberale, mici și mijlocii antreprenori. Și care ar fi câteva dintre soluțiile pe care le-ai recomanda în acest moment? Ce să facă, ce să nu facă antreprenorii loviți de criză? Eu am mai trecut printr-o criză în 2008 când lucram întâmplător chiar în real estate și am învățat foarte multe din acea criză pentru că atunci am și pierdut foarte mult. Și primul lucru pe care l-am și aplicat de altfel acum a fost să tăiem toate cheltuielile care nu erau esențiale, să negociem contractele care sunt esențiale, dar care nu mai funcționează acum la normă mare și să pivotăm. De fapt, cuvântul de ordine la noi este adaptarea. Și sigur că e simplu să spunem așa un cuvânt, adaptați-vă. Te întreabă antreprenorul, ok, și în ce să mă adaptez, pentru că eu am un salon de frumusețe sau lucrez în Horeca, catering sau în modă, unde toate lucrurile sunt blocate acum. Și atunci ce le-am recomandat colegilor din comunitatea noastră este să uite business-ul pe care îl desfășurau înainte, să scoată acest tipar pe care îl aveau în cap, tipar funcțional, și să se gândească de fapt care sunt atributele lor, ce anume au de oferit și nu poate să le ia criza. Și aici, în primul rând, este vorba de know-how, este vorba de experiență și poate mai presus de toate, de ceea ce înseamnă să fii antreprenor, pentru că un antreprenor nu este definit de un business. Un antreprenor e definit de viziune, de capacitatea de a-și asuma riscuri, de forță și, în situația noastră de acum, de empatie. Pentru că noi nu putem să funcționăm dacă nu reușim să ne ținem oamenii și echipa aproape. Auzeam foarte mulți antreprenori, Mirela, vorbind despre faptul că una dintre greșelile pe care au făcut-o în criza din 2008 a fost aceea de a nu mai aloca resurse, energie către partea de promovare. Ori în ziua de astăzi știm că dacă nu ieși pe rețelele sociale, dacă nu te promovezi, nu există, oricât de bine, oricât de bun ar fi produsul tău. Cum te reorganizezi și creezi conținut relevant în perioada asta? În primul rând, ne ducem către comunitatea pe care o avem deja, comunitatea clienților noștri, și încercăm să-i ținem aproape. Nu vrem să vindem nimic, nu vrem să facem un overselling, pentru că este complet deplasat când sunt oameni care mor pe capete, când avem o situație atât de dificilă în sistemul sanitar. Noi să vrem să vindem niște produse sau servicii care nu sunt esențiale. Dar le spunem că și noi suntem acolo și noi facem parte din sistemul economic, că este nevoie să ne susținem între noi și încercăm de fapt să mergem, și nu încercăm, chiar facem lucrul ăsta,
să mergem în întâmpinarea nevoilor clienților noștri. Până acum câțiva ani, antreprenorul punea un produs sau un serviciu pe piață care îi plăcea lui și încerca să-și convingă clientul ca să-l cumpere. Acum este invers, este absolut esențial să fim atenți la ceea ce ne cer clienții, la ceea ce ne cere piața și să le oferim aceste lucruri în context. Care sunt greșelile pe care le-ai făcut în 2008 și n-ar trebui să le repete nimeni sub nicio formă în criza pe care o traversăm acum? O să sune foarte dur ce vă spun, dar greșeala poate cea mai frecventă este aceea de a fi melancolic cu propriul business, să fii mult prea atașat de el. Din păcate, multe business-uri se vor închide. Și dacă punem pe hârtie cheltuielile și veniturile și facem o preconizare de bun simț, adică nici măcar nu trebuie să fim niște experți în domeniul financiar și dacă ne reiese de acolo că nu este cazul să continuăm în acel business, cel mai sănătos este pur și simplu să-l închidem și să o luăm de la capăt cu altceva ce este nevoie pe piață și la care ne pricepem. Mulțumesc foarte mult, Mirela Bucovician, pentru această intervenție.